Dragi prieteni, bună seara și bun găsit! După multe sărbători, la o nouă ediție a emisiunii Important. Astăzi seară, în cadrul acestei ediții, alături de noi este domnul Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Domnule Dupu, excelență, drag prieten, bine ai revenit în Republica Moldova, destul de frecvent și ne bucurăm de prezența dumneavoastră și bine ai venit chiar în cadrul platoului emisiunii Important la noi, pentru că după ultima întâlnire la bucătărie politică nu ne-am mai văzut. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu și aici în studio după ce ne-am intersectat la acea emisiune. Cu mare drag vom tinde a aborda subiecte tangent la un volum de evenimente la care am asistat și asistăm cu toții zilnic. În Republica Moldova, dar de fapt și peste Prut, se mai și păstrează această încă zonă fierbinte pe fondul războiului din Ucraina. Dar până a trece la subiecte concrete asociat celor spuse, dumneavoastră, ați privit anul acesta Eurovision, domnule Dupu? Nu, n-am reușit să privesc Eurovisionul pentru că eram în aeroport, veneam spre Chișinău de la Dublin și m-a prins Eurovisionul în aeroport și n-am reușit să... Pentru că vroiam să vă întreb, dar pe cine ați votat dumneavoastră? Păi, tocmai pentru că nu m-am uitat, nici n-am putut vota, dar cu siguranță aș fi votat pentru Zdob și Zdub. Pentru, în primul rând, nu doar pentru că sunt moldoveni, dar chiar mi-a plăcut și melodia și mesajul lor. Da, o prestație extraordinară și mai cu seamă un mesaj extraordinar cu trenuțul București-Chișinău. Și cu acest trenuț, domnule Dupu, unde merge el în această perioadă? Ori rămânem la o lozincă politică în ceea ce presupune Unirea Republicii Moldova în această perioadă, unde deja aderarea și unirea poartă cumva, zic experții, caracter politic. Bineînțeles că este și o decizie politică aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că fără o voință politică nu este posibilă. Dar este și o dorință a societății. Pentru că dacă, și este o chestie logică, această guvernare, doamna președinte, acest parlament care este majoritar pro-european, a avut acest mesaj încă dinainte. Deci oamenii votând un parlament majoritar pro-european, votând pe doamna președinte Maia Sandu, ale cărei viziuni și aspirații erau foarte bine cunoscute, nu înseamnă decât că oamenii au aceleași convingeri și aceleași viziuni ca cei care îi conduc. Din asta rezultă că oamenii își doresc o apropiere de Uniunea Europeană, că își doresc ca Republica Moldova să fie parte din marea familie europeană. Observăm urmarea implicării plenare a Republicii Moldova în gestionarea crizei produse de către războiul din Ucraina, în ceea ce presupune găzduirea unui volum crescut de refugiați, mai cu seamă și la zi, pentru că centrele de plasament din știință de cauză încă sunt pline cu cei care au fost goniți de stihia războiului. Cu acestea, în opinia dumneavoastră, Republica Moldova, în ceea ce presupune aderarea la UE, suntem în pas sau suntem la un pas de aderarea UE azi? Aderarea la Uniunea Europeană presupune mai mult decât un pas, dar ceea ce este important este faptul că s-a pornit acest demers prin depunerea cererii de aderare, prin completarea chestionarului de aderare, iar votul din Parlamentul European de săptămâna trecută, prin care Parlamentul a adoptat o rezoluție în care se recomandă oferirea statutului de țară candidat Republicii Moldova, este iarăși un pas important. Deci vedem deja că într-o perioadă scurtă de timp s-au făcut 3 pași concreți în această direcție. Deci este foarte important că acest demers a pornit, și cred eu că este un drum irreversibil pe care Republica Moldova pășește. Și ar mai urma noi condiționalități, probabil, până la ajungerea acelei etape, care să ne apropie mai mult la caz de devine o realitate. E normal, aderarea la Uniunea Europeană este un proces.
Nu este o decizie de pe o zi pe alta, este un proces pe care Republica Moldova trebuie să-l parcurgă, dar din fericire nu trebuie să-l parcurgă singură, pentru că România a trecut nu foarte de mult timp prin același proces, au trecut 15 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană. Încă ne aducem aminte foarte bine procesul prin care am trecut. Toată experiența noastră este la dispoziția Republicii Moldova pentru ca să fie mult mai ușor în îndeplinirea tuturor condițiilor. Domnule Dupu, dar odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, atunci acea opțiune de unire a Republicii Moldova cu România, ea cade? Eu cred că odată cu... Și asta e pentru a face delimitare dintre... trecerea Republicii Moldova în cadrul unei comunități, într-un menaj politic internațional și cumva separarea lozincelor politici care de multe ori nu sunt servite și formulate concret și corect pentru cetățeni, la variile și foartele diverse exerciții electorale în care suntem implicați. Bun, am mai spus și cu alte ocazii că subiectul și dezideratul unirii a fost folosit în scopuri politice, ceea ce eu n-am fost de acord niciodată. Iar așa cum la fel am spus de nenumărate ori, este o decizie și o hotărâre pe care o iau cetățenii. Și putem să spunem noi, sau așa, sau invers, că nu depinde de noi. Mă refer de noi, acum când zic de noi, mă refer de cei care ne aflăm temporar la conducerea unui stat sau altul. Cetățenii or să decidă și ce vor decide ei este suveran. Uniunea Europeană sau integrarea Uniunii Europeană nu încurcă cu nimic. Și la ziua de azi, domnule, după care este poziția României în raport de poziționarea Republicii Moldova în această zonă plină de provocări și declarații asociat războiului? Că undeva Republica Moldova nu este suficient de neutră, undeva este reținută în anumite acte la care se invocă ar trebui să ia. Și cum vedeți dumneavoastră și cum vede autoritatea acest fapt? Este o poziție asumată, indiscutabil, mai ales într-o zonă în care fiecare declarație poate provoca aspecte și chestiuni cu repercusiuni foarte serioase pentru Republica Moldova și, desigur, pentru hotar. În primul rând, nu sunt eu în măsură să analizez sau să dau note deciziilor pe care le ia guvernul de la Chișinău, dar trebuie spus, și acest lucru l-a văzut o lume întreagă, că Republica Moldova s-a solidarizat foarte mult cu Ucraina în această perioadă și, cum ați spus și dumneavoastră, numărul foarte mare de refugiați care au tranzitat Republica Moldova sau care încă se află în Republica Moldova și care au fost primiți cu brațele deschise. Niciunul din cei, cred că au fost aproximativ jumătate de milion de ucraineni care au tranzitat Republica Moldova în această perioadă, cu toții au fost foarte bine primiți, li s-au acordat toată asistența. Cei care au avut nevoie să rămână aici o perioadă au fost foarte bine primiți atât de cetățeni cât și de autorități. Deci nu cred că putem spune, sau cred că putem spune cu certitudine că Republica Moldova a demonstrat că este un vecin și un partener foarte bun pentru Ucraina. Chiar acum încă se află câteva zeci de mii de refugiați în Republica Moldova. N-am auzit ca cineva sau vreunul din acești refugiați să se plângă de condiții sau de neprietenie sau de neospitalitate din partea Republicii Moldova, că vorbim de simpli cetățeni, că vorbim de autorități. Și acest lucru demonstrează foarte bine poziția Republicii Moldova vis-a-vis de această situație. De fapt, avem o emisiune care presupune desfacerea unor supoziții, zvonuri, stereotipuri, acolo unde zona media are grijă și o zic cu asumare, pentru că știm noi lecția neînvățată și scăpările care se admit în acest sens. Mai nou citem, cu referință la evenimentele recente, că ceea ce presupune o lozincă cu pas în Europa, așa, vă dați seama, adică la ce fac trimitere, la lozinca de la vremuri bune, la lozinca cu pas în Europa,
Este o lozincă politică, zic experții, în mediul social și virtual, care cumva este legată de ceea la ce a ajuns astăzi Republica Moldova, urmare a situației la hotar, urmare a războiului din Ucraina, și cumva s-a trecut pe sensul ăsta. Dumneavoastră ați participat recent la aceeași ceremonie de investire a domnului Grosu în șefia Partidului Acțiune și Solidaritate. Cineva zicea că nu a fost suficient de democratic, adică cadrul democratic cumva a fost lezat. Cum v-a părut dumneavoastră această mișcare? Da, am fost invitat pentru că suntem parte din aceeași familie politică. Congresul a fost ieri, a fost un eveniment politic. Am fost acolo împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal, cu prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, europarlamentar, cu Sigrid Mureșan, europarlamentar, cu Florin Roman, vicepreședintele al Parlamentului. Am fost pentru că sunt colegii noștri din aceeași familie populară europeană și cred că este un lucru normal să participăm. Eu am fost la foarte multe congrese politice, inclusiv la Partidul Național Liberal, am fost invitat și la alte partide. N-am văzut nimic nedemocratic la evenimentul de ieri. Dimpotrivă, mi s-a părut că toată lumea a fost, adică n-au fost obiecții. Și cred că membrii partidului pot obiecta dacă nu au simțit nivelul de democrație de care au nevoie. Dar eu, fiind prezent acolo în sală, comparând cu alte congrese la care eu am participat, mi s-a părut un lucru normal și foarte... Probabil s-au legat de faptul că a fost un singur candidat. Dar asta este înseamnă, asta înseamnă consens, nu înseamnă lipsă de democrație. Și Partidul Național Liberal a avut un congres în urmă cu câteva săptămâni unde ne-am ales președintele și a fost un singur candidat. N-a fost niciun fel de lipsă de democrație și au mai fost situații. Este foarte bine și felicitări pentru că ei au avut încredere în domnul Igor Grosu, că au văzut că a putut să închege o echipă și în perioada interimatului și a convins colegii că este cea mai bună opțiune. Nu e neapărat nevoie de mai mulți candidați pentru a avea democrație. Partidul Acțiune și Solidaritate rămâne și un partener de cooperare pentru România, întrucât sunt și la guvernare. Dar cum sunt priviți cei din partidul Platforma Demnitate și Adevăr? Acolo echipă care cumva a derivat din acel bloc comun unde au fost asumate angajamente comune. Mai cu seamă că și ei recent au făcut această rocadă schimbare a conducerii partidului, devenind președinte din Uplângău. Foarte bine. La fel, au avut un congres unde și-au ales o nouă conducere. Acolo, din câte am văzut, au fost doi candidați. Din păcate, nu am putut să ajung în Republica Moldova. A fost cu o săptămână înainte. E de apreciat. Lumea așteaptă ca ei să se reorganizeze, să își revină, probabil, din șocurile electorale pe care l-au avut. Dar, la fel, în ce privește alegerea ca cei doi parteneri să meargă pe drumuri diferite, alegerile le-a aparținut lor și în niciun caz nu am avut noi vreo opinie sau vreun cuvânt de spus și mi se pare normal ca noi să nu ne implicăm în viața lor de partid sau în deciziile pe care le iau. Ambele partide sunt membri în Partidul Popular European, deci sunt membri în aceeași familie europeană ca și Partidul Național Liberal. Vorbind despre suportul pe care l-a acordat România de-a lungul anilor Republicii Moldova, desigur, este nevoie repetată de aprecierea suportului frecvent ori de fiecare dată. Se comunică și cei care înțeleg. Domnule Dupu, dar ce presupune suportul politic oferit de către România Republicii Moldova? Și ne redresa chiar în această perioadă, de ce nu? Pentru că cu adevărat trăim vremuri deloc ușoare. Suportul politic pe care îl primește Republica Moldova constă în faptul că România
a fost și este principalul avocat al Republicii Moldova în Europa. Rezoluția care a fost votată în Parlamentul European privind acordarea statutului de țară candidat a fost la inițiativa europarlamentarilor Partidului Național Liberal din Parlamentul European. Acesta este un exemplu concret de suport politic, pentru că acea rezoluție a fost un instrument politic și este un exemplu clar de cum România sprijină Republica Moldova. Președintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, ministrul de externe, domnul Laurescu, mereu în discuțiile pe care le-au cu partenerii occidentali, promovează Republica Moldova și dezideratul Republicii Moldova de a fi parte din familia europeană. Deci vorbim despre o susținere constantă de ani de zile a Republicii Moldova la nivel internațional. Dar ce face diferența, domnule? Și iarăși, avem o discuție extrem de liberă, cu diferite precizări, dând la o parte ceea ce se invocă cu nu neapărat suficientă bază de argument, dar care, paradoxul e, are potențial de influențare a maselor. În opinia dumneavoastră, ce face diferența dintre un suport politic și imixtiune externă în politică? Ca oamenii să înțeleagă și să nu le suprapună, pentru că se creează un calambur care nu face față în menținerea unei logici firești, dezdând la o parte a ceea ce înseamnă fragmentarea pe diferite criterii. Susținere politică e una, emisiune politică, ca să vă dau un exemplu, e dacă ar veni cineva din România și ar spune, domne, numește-l pe X în funcția respectivă, care e o decizie pe care să ia ori președinte sau premierul sau președintele Parlamentului sau indiferent, dacă altcineva din afară ar veni să spună numește-l pe X în loc de Y acolo sau asta ar fi un exemplu de emisiune politică. Ați asistat în perioada anterioară la așa, nici nu le dăm nume la guvernările anterioare, acestui fenomen de imixtiune care a devenit foarte uzitat și uzitat tot pe fondul expunerilor celor care se numesc experți în politică. N-aș ști să vă dau un exemplu, pentru că, să zic, în ultimii ani am avut o guvernare sau preponderent mai puțin prietenoasă cu România, să spun așa, într-un mod mai diplomat, și cu care eu personal nu am avut niciun fel de comunicare și niciun fel de legătură. Iar când am avut guvernări pro-europene la Chișinău, în anii 2013-2014, nu eram încă implicat în politică. Deci n-aș putea să dau un exemplu și doar ca să-mi dau cu părerea de dragul de a face știri, cred că nu are rost. Dar știu că România nu se implică în politica internă a Republicii Moldova. Și asta s-a văzut. Noi am oferit suport și susținere oricând a fost nevoie. Noi am sprijinit Republica Moldova chiar atunci când conducerea nu era cea mai prietenoasă, ca să nu zic ostilă. Și știm foarte bine, la începutul pandemiei, cu o guvernare pro-rusă și cu un președinte pro-rus, cetățenii nu trebuiau să sufere și România a venit cu un ajutor consistent la începutul pandemiei de echipamente medicale și tot dezinfectant și tot ce era nevoie atunci. Au fost și alte exemple în care România, indiferent de conjunctura politică, a venit și a sprijinit cetățenii. Nu ne-am oprit niciodată din a oferi suport cetățenilor Republicii Moldova. Faptul că acum avem un partener la guvernare, că avem un partener în Parlament și nu mai zic un partener la președinție, este un caz foarte fericit, pentru că putem mult mai multe lucruri să le facem, mult mai multe proiecte să ducem la îndeplinire, pentru că beneficiarul final, la urmă, este cetățeanul.
Când România a renovat grădinițe, nu a venit niciun ministru să învețe în grădinițe respective. Toți cetățenii, când România construiește un pod, e pentru toți cetățenii, indiferent de limbă, indiferent de etnie, indiferent de religie. Nu e pentru un ministru, nu e pentru un deputat, nu e pentru un președinte când România finanțează renovarea unui spital sau când plătește pentru construcția unui apeduct. Dar Republica Moldova are acum o datorie și care ar fi datoria financiară a Republicii Moldova față de România, domnule Dupu? Eu nu știu că Republica Moldova să aibă datorii față de România, pentru că important, și acum punctat. E... Adică nu știu să fie, nu știu eu, ministrul de finanțe mă poate contrazice, de asta spun că nu știu, dar... România a oferit ajutoare nerambursabile. Avem acum împrumutul nerambursabil de 100 de milioane de euro, care a fost semnat odată cu ședința celor două, cu ședința comună a celor două guverne, care tocmai a fost promulgat de președintele Klaus Iohannis și prin care se vor face proiecte concrete pentru cetățeni. La fel, proiectele pe care le finanțează Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, pe care îl conduc, sunt finanțări nerambursabile care sunt, repet, în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova. Nu vine nimeni să ceară înapoi nici banii pentru grădinițe, nici pentru microbuze școlare, nici tot ceea ce fac primăriile și consiliile județene din România, pentru că sunt foarte multe proiecte finanțate de către autoritățile publice locale din România. Avem un exemplu foarte clar, parcul de la Buicani, finanțat de un procent de 80% de către primăria sectorului 6. Să ne fie foarte clar, parcul respectiv n-a fost făcut nici pentru primar și nici pentru pretor. A fost făcut pentru cetățenii din Chișinău. Iarăși aici este important să fie adusă aprecierea. Revenind la criză, știm și iarăși cetățenii sunt cei care au simțit cel mai mult, de fapt, efectul inițial crizei produse de către pandemia de COVID-19. Acum mai nou, impactul războiului din Ucraina este extrem de simțit în casele oamenilor, mai cu seamă în perioada aceasta rece a anului, din care deja ușor trecem, pe fondul creșterii prețurilor la energie. Pentru România, cât de mult, oricare a fost impactul și continuă să fie impactul războiului asupra infrastructurii sociale și asupra economiei țării, dar acea simțită, partea simțită de cetățeanul român, pentru că vreau să facem o paralelă ulterior. E greu să facem o paralelă, pentru o facem că ulterior, România o găsim. O găsim, vom îngusta. Bineînțeles, războiul din Ucraina a afectat întreaga Europa. Indiscutabil. Nu putem să spunem că a fost cineva ferit. Da, au crescut și în România prețurile. Ne confruntăm și noi și asta e întrebare de la telespectatori. Ne confruntăm și noi cu anumite probleme în în aprovizionare, vedem în materiale de construcții, de exemplu, sau tot ce se importa din Ucraina, dar nu e ceva ce să spun că nu poate fi depășit. Și guvernul român a luat măsuri pentru a preveni impactul asupra economiei. Avem planul pentru România, prin care sunt implementate un număr de măsuri pentru a veni în sprijinul cetățenilor, pentru ca efectele războiului din vecinătate să nu fie așa de mare. Să știți că cetățenii ne urmăresc și interesul lor este. Întrebare, dar care este inflația la ziua de astăzi produsă de război în România? Inflația e afectată de mai mulți termeni. Ca criteriu, război. Ori dacă putem asocia, pentru că la noi războiul e de vină. Situația produsă e de vină. Inflația în România cred că este
de 10%, dacă nu greșesc. Dar sunt mai mulți factori care influențează nivelul inflației, nu doar războiul. Bineînțeles că este un factor important, dar este un cumul de factori. Și este foarte greu de spus cât la sută a fost, sau cel puțin pentru mine care nu sunt finanțist, să spun cât la sută a fost impactul războiului, cât la sută a fost creșterea prețului energiei, cât la sută a fost... Da, deja știți, la noi e tocmai 27 și suntem în top. Zic să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la discuția noastră din această seară, domnule Dupu. Publicitate, stimați telespectatori. Stimați telespectatori, bună seara, reveniți după publicitatea. Mă mir și mă uimește de fapt efectul și reacțiile publice la vinerea dumneavoastră aducând apreciere. Cineva chiar îmi scrie să nu mă leagă în scaun și să vă întreb de ce Republica Moldova totuși a atins într-un termen atât de scurt o inflație record care depășește inflația și în țările implicate în război. Cum se face? Pentru că este și partea deja simțită, cum revenim la normalitate. Dar asta este o altă întrebare, deci să o luăm pe rând. N-aș vrea să vă dezamăgesc telespectatorii sau telespectatorii noștri, dar expertiza mea în domeniul finanțelor este destul de redusă. Adică n-aș putea să dau o... evaluare corectă sau obiectivă a acestui... Să luăm ca proces, domnule. Avem creșteri de prețuri. E normal. Cetățenii trebuie să înțeleagă și oamenii trebuie să înțeleagă că sunt unele lucruri care, indiferent cât de bună ar fi un guvern, indiferent cât de puternică ar fi o economie, sunt... momente sau evenimente care afectează economia, care afectează bunul mers al vieții cetățenilor. Nimeni nu și-a dorit un război în Ucraina. Sunt sigur. Indiscutabil. Și în război nu sunt învinși învingători, sunt oameni care suferă. Nimeni nu și-a dorit o criză energetică. Am avut și pandemia de COVID. Au fost câteva succesiuni de evenimente sau de perioade nefericite care, bineînțeles, că au avut un impact asupra economiei. Republica Moldova nu are o economie consolidată. De aceea, cetățenii trebuie să înțeleagă. Nu au avut niciodată în... trebuie să, de aceea cetățenii ar trebui să fie și mai să susțină și mai mult această guvernare care își dorește o integrare europeană, pentru că vedeți, odată ce Republica Moldova ajunge membră în Uniunea Europeană, mult mai ușor pot fi depășite astfel de situații. Oricum, față de alte țări, bine, Republica Moldova primește... Bine, dar să luăm un termen clar, domnule Dupu. Un termen clar. Un proces de aderare cât ar dura? Ori cetățeanul, când merge la urna de vot, indiferent de regiune, merge cu niște așteptări. Republica Moldova, ca elector, din totdeauna, ca muritor de rând, așa, au așteptări de la fiecare guvernare. Cumva ne-a pus în colț, cumva au fost puși, suntem puși în colț, în colț de situația în care ne găsim. Asistăm la crize, de la o criză la alta, criză pandemică, deja un termen uzitat, criză de război, criză financiară care nu se mai termină. Această creștere exagerată a prețurilor în raport de puterea de cumpărare a cetățeanului ca forță de plată, deci salarii, este una specifică. Republica Moldova cum ar putea să revină sau să reducă din această discrepanță preț înalt, putere de cumpărare joasă a cetățenilor? În primul rând trebuie spus că vinovat pentru această situație
Nu este nici președintele, nici guvernul, nici parlamentul vinovat nu pentru această vina. Situație. Nu dăm este... vina. Ba da, nu putea dăm să vina. Dăm vina, dar vinovat pentru această situație este Federația Rusă. Pentru că acest război a fost pornit unilateral de către Federația Rusă și cetățenii trebuie să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acum este o consecință a războiului. Vinovatul l-am găsit. Dar soluția, cum o identificăm și să diminuăm din efectul acesta simțit, pentru că cine mai pot, pleacă. Soluția, și observăm la acest val de imigrări în masă. Soluția este un proces, nu apare peste noapte, pentru că nimeni nu s-a așteptat. Cine și-ar fi închipuit în secolul 21 război în Europa? Nimeni. Cred că acum 2, 3 ani, 4, 5 ani, dacă cineva ar fi spus că e posibil ca în secolul 21 să mai fie război în Europa, spunea lumea că e nebun. Deci nu am putut să prevedem acest lucru și prin urmare nici nu s-au luat măsuri de prevenție, pentru că părea un lucru absurd. Iată că absurdul s-a produs. Și acum întreaga Europa este pusă în situația să găsească soluții la această criză. Republica Moldova nu face cu nimic diferență. Și să nu ne închipuim că dacă avem un guvern pro-european la Chișinău, poate să facă și minuni. Nu pot face minuni nici guvernele din țări mult mai dezvoltate. Și de aceea... trebuie să avem răbdare, pentru că soluțiile se caută și se găsesc împreună cu partenerii occidentali. În opinia nu este o rețetă pentru depășirea unei crize cauzate de război. Nu putem, nu avem să deschidem manualul și să spunem criză energetică. La pagina 23 aici e rezolvarea. Noi vom putea scrie istoria criză. În maniera aceasta cu cartea deschisă, dar important e de pe poziții altfel decât cele care să instige cumva la o dezinformare de fapt și în primul și în primul rând ceea ce are nevoie Republica Moldova este de unitate ca cetățenii să rămână unitate față de ce? Unitate între oameni. Pentru că sunt convins că sunt destui care încearcă să dezbine societatea. Și în primul rând e nevoie de o societate unită care să înțeleagă că este o perioadă peste care întreaga Europa încearcă să găsească soluții, să se treacă cât mai ușor. Republica Moldova nu e singură. Republica Moldova este susținută puternic de România, este susținută puternic de Uniunea Europeană, este puternic susținută de Statele Unite. Am văzut la inițiativa României și a ministrului Bogdan Aurescu s-a creat această platformă de sprijin la Berlin, dar această platformă de sprijin pentru Republica Moldova, prin care partenerii occidentali vor oferi bani Republicii Moldova tocmai pentru a depăși această situație. Dar trebuie să avem răbdare. Din păcate, nimic nu se întâmplă peste noapte. La fel cum nici integrarea europeană nu se întâmplă peste noapte. Și România a avut de implementat reforme și România a avut de făcut schimbări structurale până să depășim decalajul care ne despărțea de Uniunea Europeană. Dar le-am făcut și din fericire pentru Republica Moldova, cum spuneam la începutul emisiunii, perioada aceea nu e foarte de mult. Oamenii care au lucrat atunci în preaderare în România sunt încă activi, încă au foarte bună memoria instituțională și atunci putem ușor să transferăm acest know-how Republicii Moldova. Ca drept dovadă, România a oferit suport Republicii Moldova în completarea chestionarului de aderare. Deci, cred că Republica Moldova, în comparație cu România, se află într-o situație foarte fericită în acest proces de aderare. Închipuiți-vă că noi am avut de tradus toate decretele, legile, condițiile, tot. Republica Moldova le are deja în limba română. Domnule Tupu, dar spuneți, Republica Moldova, acoperiți și zona de peste Nistru și Transnistria?
Din ce știu eu, teritoriul de dincolo de Nistru este recunoscut internațional ca fiind parte din Republica Moldova. Și cum vedeți provocările care, de fapt, la care, iarăși, spațiul mediu public a avut grijă să aducă prezența pe agendele media a ceea ce s-a întâmplat? Cum vedeți poziția Transnistriei în raport de Republica Moldova ca poziție asumată și România, care este la hotar și ne dăm seama ce presupune o implicare a Transnistriei într-un ipotetic scenar care nu-l admitem astăzi seară în discuție? Păi, nu cred că tocmai asta este una din, știu eu, să zic, greșelile, le spun eu greșeli care se fac, că se analizează scenarii ipotetice care creează apoi panică în rândul cetățenilor. Iar aici cred eu că mass media are un rol foarte important în a preveni dezinformarea, în a informa corect cetățenii. Pentru că răvoitori și propagandă avem, slavă Domnului, și atunci avem nevoie de mass media și de jurnaliști onești care să spună oamenilor, nu vă panicați, pentru că nu e cazul. Acestea sunt știri false, acestea sunt dezinformări. Chiar vorbeam și vorbesc cu oamenii, cu prieteni, cunoștințe, cu cetățeni pe care îi întâlnesc și îmi spun, dar au spus la televizor aia, am auzit la televizor și m-am speriat. Cum să spun, ne facem rău singuri din dorința de a găsi senzaționalul, aducem panică în societate. La panică ne precepem foarte bine, mai cu seamă că am asistat și acelui val de nebunie produs anterior de către pandemia COVID-19, unde iarăși lucrurile au mers așa cum în timp s-au adeverit, mai multă chipzuință, minte lucidă și calmitate. Și implicare, indiscutabil, civică. Un proces de aderare. Dar o problemă nerezolvată, domnule Dupu, rămâne. Problema transnistreană, în jurul cărora, căreia, corect în formulare ar fi, se ancorează și se revine cam în prag de alegeri, un prag de exerciții electorale importante pentru Republica Moldova. Un dialog care a mers, nu a mers, formatul 5+2 nu prea a dat roade, ori situația la zi vorbește despre roadele pe care le-a dat. Acum războiul din Ucraina și problema transnistreană cu dialogul 5+2, ce va însemna? Ori, care este poziția vizionară a partenerilor externi în reformularea identificării soluțiilor pentru rezolvarea acestei probleme? Bun, acum dacă îmi cereți să expun eu viziunea partenerilor externi, îmi dați o importanță mult prea mare. Eu cred că, deci să vorbim strict despre această situație cu războiul, este foarte important de notat că cetățenii din stânga Nistrului nu își doresc o implicare în război. Și acest lucru s-a văzut. Acest lucru le-am auzit și din discuțiile pe care le-am avut cu diferiți cetățeni pe care îi știu sau care au familie în stânga Nistrului. Oamenii de acolo nu-și doresc război, nu-și doresc ca ei să fie implicați în acest conflict și observ că nici că nimeni nu dorește. Au văzut experiența extraordinar de grea prin care trece Ucraina. Și atunci e foarte bine că își doresc în primul rând să fie pace. Cât privește rezolvarea conflictului, rezolvarea situației și a problemei cu regiunea din stânga Nistrului, eu cred că se vor găsi soluții, cum să spun, care nu erau viabile înainte de război,
odată cu încetarea războiului. Atunci despre formatul acesta se exclude ca posibilitate, pentru că ne dăm seama, adică sunt lucruri evidente. Cred dar că discuțiile trebuie să purtate în continuare pe toate palierile până se găsește soluția cea mai bună. Nu cred că trebuie abandonată nicio pistă pentru ca acest conflict înghețat această situație să fie rezolvată. Cred că toată lumea își dorește, pentru că se discută de prea mult timp și e o situație care durează de foarte mult timp. Indiscutabil. Mai e un lucru, odată cu începerea procesului de aderare, cred eu că și cetățenii din stânga Nistrului vor dori bunăstare și cetățenii din stânga Nistrului își vor dori salarii, pensii mai mari, își vor dori infrastructură de calitate. Da, eu cred că nu își vor dori, ei își doresc, pentru că este important pentru telespectatori, dar nu doar pentru telespectatori, să se facă delimitarea dintre mesajul, de fapt, și lozinca politică și nevoia socială, nevoia omului. Am să îmi permit și vă, să vă invit într-o a ne ancora în jurul unei metafore la caz, dacă o putem spune așa. În timpurile ce urmează, nu știu dacă este real să anticipăm o perioadă în care ne vom trezi dimineața, ori vom asista în miez de zi și zicem gata, s-a rezolvat situația, războiul a încetat, revenim la normalitate. Republica Moldova, dar în cazul ăsta Transnistria, poate fi un cal troian pentru agresori? Mai exact, nu înțeleg. Mai cu seamă că în Transnistria avem un depozit cu muniții la Covasna. Avem soldați, avem forțe armate care nu ne aparțin, nu sunt a Republicii Moldova. Asta presupune că pe de o parte este hotarul cu Ucraina, pe de altă parte este dreapta Nistrului. Ce se poate de întâmpla caz în care concentrarea forțelor armate și implicarea Transnistriei va fi evidentă în acest război? Or, se menține sub control situația din Transnistria într-o a nu se transforma într-acest cal troian. Pentru că toți știm filmul Troia și calul troian care nu a manifestat niciun risc, niciun pericol, dar cumva lucrurile au fost schimbate peste noapte. Repet, nu vreau să intrăm în a analiza scenarii ipotetice. Trebuie să ne uităm la situația actuală. Nu există niciun pericol și nu există informații credibile sau date credibile care să arate că Republica Moldova se află în vreun fel în pericol să fie atacată de către Federația Rusă. Și acest lucru trebuie să fie foarte clar. Dacă exista vreun pericol cât de mic, eu nu eram astăzi la Chișinău. Vă dați seama că România nu permitea unui demnitar să vină la Chișinău în condițiile în care exista pericolul ca Republica Moldova să fie afectată. Domnule Dupu, recunosc că nu cunosc cu desăvârșire cine deține controlul asupra depozitului armat munițelor. Dar întrebarea era, dar nu este mai oportun ca niciodată evacuarea acestora? Eu, din câte știu, Republica Moldova a cerut evacuarea acestui depozit de armament. Republica Moldova a cerut și a fost votată și această rezoluție la ONU ca trupele ruse să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. Eu cred că în această direcție Republica Moldova a întreprins foarte mulți pași, a fost acel vot și la PCE. Cred eu că demersurile au fost făcute, dar vedem că, din păcate, în Federația Rusă nu
prea se aude ceea ce își doresc țările libere și democratice. Doamne Dupu, să revenim și la Departamentul pentru relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, pentru că este important, cunoaștem despre el, probabil este necesar mai mult să se comunice despre obiectivele, viziunile, programele strategice de dezvoltare, acțiunile care sunt realizate. Am pășit cu multă tensiune în 2022 pe fondul la ceea ce asistăm. Dar să discutăm și despre acele abordări vizionare, acele plane strategice, strategii de dezvoltare a ceea ce presupune 2022 pentru Departamentul pentru relația cu Republica Moldova. La sfârșitul lunii am încheiat perioada de evaluare a proiectelor care au fost depuse spre finanțare. Au fost selectate un număr de 36 de proiecte în sumă de 20 și ceva de milioane de lei moldovenești. Deci peste 1 milion de euro vor pleca către sau pentru proiecte care promovează cultura, limba română, tradițiile, spiritualitatea în Republica Moldova. Deci toate aceste proiecte de peste 20 de milioane de lei vor fi făcute în beneficiu cetățenilor din Republica Moldova și din acestea 36 aș vrea să menționez câteva. Anul acesta, sub înaltul patronaj al celor doi președinți, doamna Maia Sandu și domnul Klaus Iohannis, se va desfășura din nou Bookfest la Chișinău. Foarte frumos. În perioada 31 august 4 septembrie. Iar DRRM este partener în acest proiect. La fel vom avea o ediție cu mult mai frumoasă a zilelor filmului românesc în Republica Moldova. Un proiect finanțat de DRRM. La fel, continuăm anul acesta colaborarea cu Universitatea de Stat din Moldova, acolo unde învață peste 10.000 de studenți și care, prin proiectele pe care noi le vom finanța, vor avea condiții mult mai bune de a învăța. Să mai amintesc din proiectele pe care le avem, un proiect pe care noi acum îl finanțăm și îl facem în colaborare cu Ministerul Educației de aici. La sfârșitul lunii acesteia, începutul lunii viitoare, DRRM va premia toți olimpicii la limba română și la istoria românilor. Sunt 80 de elevi care vor primi premii din partea DRRM, premii consistente. Vom avea, de asemenea, în acest an proiecte pentru elevi pe care le vom finanța, vom oferi rechizite elevilor pentru a din medii defavorizate, tocmai pentru a descuraja abandonul școlar. Avem și proiecte în mass media pe care le finanțăm, avem proiecte spirituale, biserici pe care le susținem, tocmai pentru a întări această legătură. Am văzut că și în aceste perioade oamenii tot către Dumnezeu se uită și este foarte important să păstrăm această legătură dintre societate și biserică. Pe educație, cum spuneam, avem un număr mare de proiecte pe cultură. Deci cred eu că și mă bucur că anul acesta am avut la dispoziție un buget mult mai mare, de 4 ori mai mare aproape decât anul trecut și putem să finanțăm proiecte mari, proiecte cu impact pentru cetățeni. Telespectatorii, urmarea faptului că se lucrează intens și cu îndrăzneală, care poate fi, în ce măsură, rezerva de gaz și gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău poate fi o soluție pentru rezolvarea problemelor cu la preț crescut la zi azi pentru sezonul rece a acestui an, de fapt, din toamna anului acesta care urmează.
România a trimis gaz prin acest gazoduct la începutul anului sau la finalul anului trecut, atunci când a fost la finalul anului trecut. Gazoductul este, prin urmare, funcțional. Întrebarea vine probabil pe fondul soluțiilor care s-au tins a găsi în altă parte decât prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. România încă nu este 100% independentă din acest punct de vedere. Vor începe în următoarea perioadă în exploatările în Marea Neagră și România va deveni în anii următori nu doar independentă din acest punct de vedere, dar va putea și va avea destule rezerve cât să ajute și Republica Moldova. Și acest lucru l-a spus de curând premierul Nicolae Ciucă. Dar despre cam ce perioade ulterioare putem discuta? Pentru că ne aducem aminte discuțiile în jurul și construcției gazoductului care au durat din vari motive. Nu putem să dăm termene pentru că știți, cetățenii, telespectatorii așteaptă certitudini. Churchill spunea că a fi politician înseamnă să spui ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla săptămâna viitoare, ce se va întâmpla luna viitoare și apoi să explici de ce nu s-a întâmplat. Da, și Kissinger și spunea că în politică nu poți în 101% face o previziune, mai cu seama că deciziile politice importante se iau de un număr impar de oameni mai mic decât 3. Asta nu știu. Dar cum să spun, e vorba de un proces. Iar un proces poate fi afectat de nenumărate lucruri. Important și foarte important e ca România să aibă în continuare un partener la Chișinău, în conducerea țării, la guvernare, la în parlament, la președinție, un partener cu care să poată construi împreună. Acest lucru este vital, pentru că proiectele de durată și proiectele durabile nu pot fi construite într-un an, 2, 3, 4 ani că durează un ciclu electoral. Sunt proiecte de lungă durată, la fel cum e și aderarea la Uniunea Europeană, sunt proiecte care necesită timp, necesită foarte multă muncă și este foarte important să avem continuitate. Pe final de emisiune, domnule Dupu, care este poziția dumneavoastră în raport de repercursiunile care vor urma pentru cetățenii Republicii Moldova, urmare a războiului și să fie și îndemnul pe final cu referință la sigur probabil mai multă toleranță, la mai mult ce înseamnă pace, mai puțin instigare la ură și dezinformare. Cum am spus, important e ca societatea să fie unită și este foarte important ca cetățenii să știe că Republica Moldova nu este singură. Să știe că România este alături de ei, că România nu va cruța niciun efort și nu va încetini și nu va ezita niciodată în a oferi sprijin Republicii Moldova. Și cred că asta trebuie să fie o siguranță pentru cetățeni, să fie să le dea încredere că indiferent ce s-ar întâmpla, România este acolo pentru ei. Și o ultimă întrebare pentru a nu leza pe nimeni din cei care ne urmăresc. Cât adevăr și cât realizare acelui coridor al forțelor armate ruse prin zona Mării Negre spre Transnistria este real? Nu știu, vă spun sincer, nu știu. Cred că pentru asta vă trebuie un alt invitat. Chiar nu. Expertiza mea militară este aproape zero. Domnule, după, noi vă mulțumim foarte frumos că am reușit să discutăm pe lângă subiectele prezente pe agenda publică și despre ceea ce presupune obiectivele și acțiunile deja realizate în Republica Moldova, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României.
Noi vă mai așteptăm, desigur. Mulțumesc foarte mult de invitație și oricând cu mare drag. Îmi face plăcere. În cadrul emisiunii Bucătărie Politică, la mai mult și la mai mare, astăzi vă urăm o seară bună în continuare. Mulțumesc și desigur mult. Preferăm a spune pe curând. Pe curând. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția emisiunii de azi. Vă urăm toate bune, pe curând, gând bun și toleranță în tot. Mai atent în ceea ce presupune instigările la care noi asistăm. Toate bune, v-am cuprins.